căduță, bravo! Bravo, Fifi! Bravo, iubita, ai făcut treabă foarte bună! Bravo, iubito! Ești mândră de tine! Da, în sfârșit! Toate aveau iezi numai tu, nu așa-i? Ia uite ce bine te simți acum cu doi iezi lângă tine! Salutare, prieteni! La noi e mare agitație astăzi, pentru că ultima capră din gospodăria noastră a început să fie. Ne-am trezit de dimineață, am adus lapte la iezi, ne-am pus pe mulți, pentru că unii ieduți am separat deja, și observ că Fifi începe să fete. E numai începutul și ne bucurăm că măcar pe ea o putem filma anul ăsta. No, nu te suge singură. Bravo, iubita! Bravo, fetita! Bravo, fetita! Bravo! Ia uitați ce entuziasmată e Dora, că e bunică! Avem primul puiuț afară. Nu-i foarte frig, așa că doar l-am tras mai aproape de capul caprei. I-am curățat eu nasul și gura. Și acum o las pe căpriță să-și drăgălească eduțul, puiuțul. Vom vedea imediat ce este. Dar cred că va mai făta unul, așa că avem răbdare. Găsit, Mili, ce ai găsit? Fifi o căpriță născută la noi în gospodărie în 2021, primăvara, a fost montată în toamna lui 2022, aceasta este prima ei fătare și ne bucurăm foarte mult că nu a fost nevoie de ajutor, dar ne bucurăm că suntem de față ca să asistăm la fătare. Suntem foarte nerăbdători ca și cu fiecare căpriță la prima fătare să vedem ce producție de lapte va avea. Dar vedem că e o mamă bună, am văzut că e bine, bine plină și ne așteptăm să mai fete încă un pui. Acum să vedem cât va mai dura și spre final vom afla ce sex au acești puiuți. Puiuțul deja l-o lins, m-am măsat de zemul de lichide de pe cap și o să-l mai șterg eu pe restul corpului ca ea să se poată concentra și să se uște mai repede.
Bravo, Fifi. Bravo, Fifi. Bravo, iubite. Bravo. Bravo, iubită. Bravo. Ia uite ce ieduț frumos ai făcut tu. Foarte frumos. Bravo, mama. Bravo, lasă că-l șterg eu. Tu ocupă-te să-l dai afară pe următor. Bine, dragă. Andrei, au mers cu copiii la școală. Și cred că o să vină imediat. E foarte nerăbdătoare și ea să vadă ce rezultate avem. Ia uite ce mare e Fifi. Ai văzut, Fifi, ce mare e puiuțul tău? Ce mare este! Ia, punem așa mai aproape de tine. I-am șters picioarele, i-am șters grosul lichidului. Mama lui o să mai lingă. Ne bucurăm că am prins vremuri călduțe. Și nu-i frig. Asta ne ajută cu iezii, pentru că anul ăsta încă n-am băgat becul în priză. Și acesta este un ieduț, dar e foarte mare. E mare, mare. Bravo, Fifi. Hai, dă și cu următorul afară. Hai, ia uite. Îl facem cunoștință și cu următorul, imediat. Imediat, iubita. Bravo, Fifi. Acum Fifi va împinge al doilea ieduț. În timp ce îl linge pe primul. Așa sunt caprele, foarte atente, foarte grijulii. Mame foarte bune, în general. Însă, după cum unii știu, e un pic mai mult de lucru cu caprele ca cu oile, spre exemplu. Dar nu, ne plac foarte mult caprele. Ne plac mai ales iezii în perioada de primăvară. Și de fiecare dată când fac o capră, e ca și un cadou. Anul ăsta cred că am primit deja 9 cadouri în 2 săptămâni. E o bucurie foarte mare, suntem entuziasmați să vedem ce fel de produs ies, cum sunt ei, dacă sunt băieți sau fete și așa mai departe. Dar îi iubim pe toți și ne bucurăm de toți. Copiii sunt extaziați, mai ales copiii, de toată treaba asta. Uite, deja încep să-i văd picioarele. Căprița pare să aibă o fătare normală. În general, caprele nu fată, nu au dificultate de fătare, n-au probleme la fătare. Dar se mai întâmplă ca iedul să fie poziționat incorrect. Și atunci e bine dacă suntem lângă capră ca să o putem asista. Iedul trebuie să iasă cu picioarele din față înainte și cu capul peste ele. S-au întâmplat cazuri când iedul a ieșit cu spatele sau cu picioarele din față înainte și cu capul îndoit spre spate și atunci e foarte, foarte grea fătarea. Dar astea sunt cazuri rare. Caprele, în general, fată fără probleme, fată singure și chiar dacă nu suntem noi de față, ele reușesc să își usuce iezii, reușesc să îi alăpteze chiar și la prima. Instinctul lor matern le ajută să se ocupe de iezi chiar și la prima fătare. Dar întotdeauna e o bucurie specială dacă reușim să fim de față, să și vedem fătarea. Uite că acum sunt sigur că mai avem un ied care urmează să apară, pentru că îi văd piciorușele din spate. Și ăsta la altul, după 5-10 minute, prinde curaj și va începe să se ridice în picioare, singur. Bravo, fetiță! Bravo!
Nu consider că trebuie să ajut în momentul ăsta, pentru că totul pare să fie normal. Eventual, dacă vrem să pipăim în zona asta, să vedem dacă lângă picioare mai simțim și capul ieduțului. Și, uite, eu i-am simțit năsucul. Așa că mai așteptăm un minut, două, până când iedul va ieși. Cel mai mulți crescători începători se tem sau au mari, mari emoții la momentul fătării, dar nu am inventat noi fătarea și caprele fată de mii de ani singure, fie că sunt cel mai des în sălbăticie. Așa că caprele domestice, dacă sunt bine îngrijite, bine hrănite, nu văd de ce ar putea să fete singure. Și uite, avem deja capul celălalt. Nu o să trag foarte tare, dar în... în paralel cu împingerile ei, eu o să trag de el. Ea mai are un pic și o ieși piciorul. Nu vreau să mai trag acum, că ea nu mai împinge. Dar eu ieși capul și o să-l șterg un pic, ca să-i ajut. Așa. Să nu vă faceți griji pentru faptul că puiuții tușesc la început. În felul ăsta ei își curăță căile respiratorii. Eu i-am șters nasul, i-am șters un pic gura și de aici va tuși el și o să-l mai lingă mămică sa pe cap. No, dar mai împinge un pic să-l scot afară. Hai că a ieșit. Ia-l și pe ăsta alalt. Ia, iubite. O, la la, ce mare și asta și lungă. Doamne ferește cât e de mare. Uite, hai să te șterg de gros. Așa. Sperăm să avem și de la Fifi măcar o eduță. Așa că hai să vedem ce avem. Da, e eduță, bravo. Bravo, Fifi. Bravo, iubita, ai făcut treabă foarte bună. Bravo, iubito, ești mândră de tine. Da, în sfârșit, toate aveau iezi numai tu, nu așa-i? Ia uite ce bine te simți acum cu doi iezi lângă tine. Bineînțeles că dacă suntem lângă capră, ajută să urmărim după fătare. Capra să dea placenta afară, sau casa, cum se mai zice prin unele părți, în momentul în care capra a dat casa afară, fătarea s-a încheiat. Acum, mai sunt cazuri când capra nu dă placenta afară și atunci trebuie să intervenim cu tratament, dar veți vedea că ea imediat se va ridica în picioare. O capră normală după fătare cam la maxim 10-15 minute o să se ridice, o să înceapă să umble, tot pe lângă iez lingându-i. Și după părerea mea, fătarea se încheie cu succes atunci când ambii iezi sau iezii caprei au și supt. După ce ei sug atâta cât pot ei în primele minute după fătare, de acolo știi sigur că își iau puteri și în 2-3 ore vor mânca mult mai vârtos decât dacă dibuiesc ei și caută mult timp țâța. Așa că dacă suntem lângă capră înainte sau imediat după fătare, o să ajutăm iezii să guste un pic din lapte, îi susținem la început, chiar și când sunt foarte fragili,
Pentru că am observat că cu cât mai repede iezi suc după fătare, cu atâta au mai multă vlagă de a își, de a-și reveni și de a se întrema după fătare. Mereți de aici, nu mâncați paiele de pe jos, lăsați capra în pat. Du-te, du-te cuțu. Hai Fifi, hai sus. Ca să mă asigur că căprița se ridică de jos, i-am luat iezii și i-am mutat un pic la o parte. E mai ușor decât să tragi de ea să o faci să se ridice. Și imediat iezii vor prinde și ei curaj și vor sta pe picioarele lor. Unde te duci? Stai cu minte. Hai să ajutăm petița să subete. Bravo! Amândoi e zis sub acum, chiar dacă stau jos. Asta îmi garantează mie că în jumătate de oră eu să fie vioi. Bravo! Ce bravo, iubita! Stai aici, lasă-i să sugă. Vedea ce bine stau amândoi. Bravo! Un pic să sugă și apoi tu te odihnești. Cred că o sub destul. Ne-am convins. Ha ha ha.
Da, da. Ce, ești fetiță, băiat? Nu te vezi. Nu te uitat. Eu m-am uitat. Eu mi-am luat surpriza. Da? Ți-ai luat-o un kinder, hă? Da, da. Ți-ai desfăcut-o un kinder. Exact. Da, da, ce ciudat cum tăță. Unul e alu mama, unul e alu tata. Ai observat? Da. Numai cuțul a făcut. Dar de fapt cam amândoi. Ce-ai făcut, iubire? Ai făcut Anica. Ai făcut fetița Anica. Bravo, mică. Ai făcut fetița Anica. Da. Oi, ce mare! Uite ce ai făcut aici, un monstru! Un monstru uriaș! Ce-ai făcut? Mamă, ce mărioc! Ce mărioc! Să vedem, mărioc sau mărioacă? O mărioacă! O fetiță mare, mare! O fetiță, bravo! Fetiță mică! Da! O fetiță mică la care e frig. La care e tare frig. Sigur că da. Te ajută, mamă. Dai, băiețele. Deci băiatul a făcut eu. Nu, ai și tu. Ai și tu. Hai, murdăriță-mă, că tocmai ce mi-am spălat geaca. E o lins, e o curățat? Da. O sopt un pic. O și sopt un pic, sigur. Dragi prieteni, ați văzut cum se întâmplă o fătare. E ultima fătare din ferma noastră și ne bucurăm la fel de mult ca și de prima. Primăvara, cum ziceam, e cel mai fericit moment din gospodăria noastră, pentru că cel puțin caprele, fată, în curând, mai acolo, mai spre luna mai, va făta și purcica. Anul viitor, pe vremea toamnei, toamna viitoare, probabil va făta și bivolița. Și îi o întreagă aventură gospodăria noastră și tot ce facem noi aici, așa că, dacă nu sunteți abonați la canalul Orășan la Țară, vă încurajăm să vă abonați. Noi filmăm vara și lucrări din grădină, soția lucrează foarte mult în grădină și ne străduim să fim autosuficienți. Cel puțin ne străduim să fim cât putem de autosuficienți cu mâncarea pe care noi o mâncăm. Vă mulțumim că ați vizionat și acest video. Foarte important să ne lăsați părerile voastre în comentarii. Nouă ne place să auzim reacțiile voastre. Dacă ne puteți da un like, dacă puteți distribui acest video, ne ajutați. Vă mulțumim tare mult și vă salutăm și ne vedem data viitoare. Unde va fi o nouă aventură. Cam așa. În fiecare zi o nouă aventură. Hai, dar tu nu te tot ascunde, nu te ascunzi tu de mă, nu. Vai de mine, ce ți-am făcut? Ioi! Ioi! Băieții totdeauna sunt mai gălădioși, nu știi tu? Dar nu l-ai ecornat sau ceva, nu? Încă nu. Vai, cât ești de mică tu! Doamne, ce cap mică are! E foarte mică. Foarte mică. Fetița lui Silvi e cea mai mică dintre toate. Cea mai micuță. E frumușică. Dar e foarte drăguță. Are foarte o blană așa fină și neagră. A ta iubire aici, ți-i spui șori. Una acolo și una aici. Sigur că da, dar pe ăla nu-l cunoști. Pe aia nu-l cunoști. Să văd că pe tine nu te-am verificat la pulpă, dar astăzi nu te-am verificat. Ce frumoasă ești. Crede-te mult un pic, că un pic te plină pulpa. Asta nu e a tău, dar ea e destul de prietenoasă cu toți. Nu, ai, ai, ba, da, ei. Ăla-i. Aha, că asta la altă e al lui Dora. E al lui Dora. Ce frumos papuci are, cumva, pe, cum îi zice, pe picioare. Da, ioi, ce supărat ești. Da. Ține-te la jos un pic. Hai, domnule. Ce drăguță. Foarte faină, uite ce foarte faină. Parcă are culorile de pe câinele lup. Și ce catifelată lui.
Deci foarte fină e blana. Cred că la asta e cea mai fină blana. Da, e cea spuită. Vai, vai, cât ești tu de protectivă. Ești foarte protectivă. Da. Ce faci să pere? Ce faci să pere? Ce faci să fetița, Cristi mare, da, Cristi fetița. Fetița, fetița. Ia ce micuță ești drăguță, că vine să te bagă în buzunar. În buzunar. Poți să te bagă în buzunar dacă vrea.